Bună ziua tuturor! Avem câteva materiale filmate de la fața locului ca să vedeți cum arătau clădirile și terenurile aferente în momentul preluării, respectiv în luna iunie 2021, după care vă invităm să ascultați și cronologia desfășurării evenimentelor, cronologia evoluției proprietarilor și situația de la izvoarele de apă minerală, în așa fel încât să fiți în cunoștință de cauză și să clarificăm o parte din întrebările care mi se pun zilnic de către cetățeni, cum de aceste izvoare erau la cineva, cum de erau la altcineva. Vă rog să aveți răbdare și veți afla toate detaliile despre aceste izvoare. Astăzi este o zi mare pentru primăria Sănic-Moldova. Este ziua în care reușim să răscumpărăm terenurile și clădirile de la izvoare. Proprietarul privat al acestor clădiri a înțeles în sfârșit că este bine pentru comunitate ca aceste clădiri și terenuri să revină înapoi la primărie. Este momentul în care vă invităm să vizităm împreună aceste clădiri, să știe toată lumea cum arătau la momentul la care noi le-am preluat. Aici este mofeta, este o clădire care a stat mai mult de 15 ani în paragină și este momentul la care noi intrăm pentru prima dată în această clădire. Aici se vede starea acestor clădiri, acestor încăperi. Aici, pentru cei care nu au fost niciodată în această clădire, trebuie să explicăm puțin. Aici intra lumea și aștepta seria care urma să intre în mofetă, aștepta aici, după ce alături medicul, asistentul medical oferea consultațiile necesare dinainte de procedura de tratament de la mofetă. De asemenea, din acest loc, asistentul supraveghea cum se făcea tratamentul, avea o posibilitate să vadă în partea de jos cum se comportă pacienții în timpul tratamentului, interacționa cu ei. Acum coborâm să vedem și partea de jos. Aici sunt anumite medicamente care eventual se administrau. Coborâm scările, uitați cum arată clădirea, e clar că nu s-a intervenit asupra ei de foarte mult timp, dar avem un plan de a dezvolta, de a reface, readuce în funcție această mofetă și nu numai aceasta, pentru că noi vom explora și vom exploata gazul mofetic care va fi distribuit și la alți potențial, la alte baze de tratament care își doresc să facă mofetă. Cam aceasta este mofeta. Urmează să vizităm și alte obiective. Aici sunt grupurile sanitare. Suntem la izvorul numărul 3 și aici sunt instalațiile prin care se separa gazul mofetic de apa terapeutică și vom intra și aici acum. Da.
influență bună ai. Da, aici vă invit să vedeți cum sunt lăsate în paragină de către proprietarul licenței, care abia în 2016 a întrerupt licența. Respectiv, ar fi trebuit să funcționeze până în 2016, dar au fost abandonate cu cel puțin 13-15 ani în urmă și uitați în ce hal arată aceste instalații, care ar fi trebuit întreținute, obligație a licenței de exploatare, dar și obligație față de banii pe care proprietarul de licență, respectiv SCP la Moldovei SA, îl avea la momentul respectiv. Urmează și aceste instalații să le preluăm și să vedem, să aducem proiectanți care să refacă viziunea și modul de exploatare a acestui izvor. De altfel, izvorul 3 este cel mai prețios izvor al Slănicului. Mergem mai departe. Vede, acum apa de la izvorul 3 curge la pârâu, respectiv atâția ani de zile, în loc ca noi să exploatăm această apă în beneficiu turiștilor, ea a curs la pârâu și noi foarte curând vom reda această apă turiștilor noștri. Da, am ajuns și la aceste butoane care până acum au fost abandonate. Pentru cei care nu cunosc, de aici, de la aceste betoane încolo, terenul este al primăriei, dar de aici încoace terenul a fost în domeniul privat. Abia acum noi reușim să le răscumpărăm și sperăm ca foarte curând, când vom apăsa pe aceste butoane, să curgă apă de la izvorul 3, de la izvorul 1 bis, de la izvorul 10. Respectiv, mai avem încă puțin de muncă, dar momentul important este acum, pentru că preluăm aceste clădiri și ele vor fi redate foarte repede în circuitul pentru care au fost create. Puțină lume știe că până acum aceste terenuri erau private și noi eram criticați de către turiști, chiar și de cetățenii noștri, că de ce nu este curat, de ce nu le zugrăvim, de ce nu le întreținem. Foarte curând și aceste
aceste ruine, practic, vor fi redate, vor fi reparate și vor fi redate turismului, vor fi redate balneologiei, de fapt, pentru că acestea au fost, unicul scop al lor a fost tratamentul balnear. Aceste cișmele pentru care ne-a criticat lumea, de fapt, sunt niște improvizații, pentru că am fost mâhniți de faptul că erau închise și aceste două izvoare și, practic, am pus niște pompe și le aducem turiștilor de mai bine de 3 ani de zile, dar foarte curând ele vor fi reamplasate, relocate acolo unde ele au funcționat și această cișmea va fi desființată. Această clădire în care intrăm acum a fost gospodăria de apă terapeutică. Clădirea este construită în anii 70, la începutul anilor 70, și ea găzduiește, practic, toate instalațiile necesare pentru ca apa să ajungă la acele butoane. Această instalație, compresor, rezervoare de gaz, de bioxid de carbon care era necesar pentru a împinge apa de acolo de jos, de lângă apa slănicului unde curgea ea în mod obișnuit, au aduce aici la nivelul acesta, de unde ulterior ea cădea gravitațional la acele butoane. Aceste instalații sunt construite în anii 70. Uitați, aici este combinatul petrochimic Borzești. Este important să știm că inclusiv tehnologia pentru construirea acestor sisteme a fost o tehnologie locală românească, dar de aproape de noi, de la Onești. Uton Onești, combinatul petrochimic Borzești. Aici fiecare rezervor avea, după cum este scris pe el, nu avea unul sau doi recipienți special făcuți, unde apa, odată înmagazinată aici, pleca la butonul corespunzător. Tehnologia e adevărat că este de 50 de ani, dar noi dorim ca astăzi să refacem distribuirea apei, probabil pe o tehnologie modernă, fără să utilizăm aceste echipamente, și vom analiza foarte atent dacă se justifică ca măcar o parte din aceste echipamente să le păstrăm ca un muzeu, pentru ca toți specialiștii care lucrează astăzi, care utilizează tehnologia de astăzi, să vadă ce tehnologie a fost cândva și cât de performantă era tehnologia la momentul la care, acum 50 de ani, la momentul la care aceste instalații au fost construite. Practic, aici sunt rezervoarele pentru 5 izvoare. Ele sunt 8 rezervoare, dar unele, pentru că erau foarte utilizate, cum ar fi izvorul 1 bis, au câte doi recipienți, altele au un singur recipient și de aici se acționa automat, apa urca în aceste rezervoare și după aceea cobora la butonul respectiv. Ce mai trebuie spus? Că odată cu pierderea licenței de exploatare,
Toate aceste instalații, dacă le-am utilizat, ar trebui recertificate. Este foarte greu să recertifici după 50 de ani un asemenea recipient, o asemenea instalație. Respectiv, probabil că o să trebuiască să folosim alt sistem de distribuire. Spun asta pentru ca toți cei care au idei, care au propuneri să înțeleagă că astăzi suntem într-un sistem mult mai reglementat decât acum 50 de ani și sau poate altfel reglementat. Nu înseamnă că acum 50 de ani nu existau norme, dar astăzi materialele din care sunt construite și, bineînțeles, orice conductă în 50 de ani, mai ales asta de apă terapeutică, are depuneri, neutilizarea lor atâția ani de zile la fel a lăsat urme negative asupra instalațiilor. Era laboratorul unde laborantul venea și făcea experimente, testa apa și avea anumite echipamente și substanțe pe care le utiliza în procesul de verificare. De asemenea, aici era și spațiul unde echipa tehnică care verifica izvoarele își desfășura activitatea. Respectiv, încercăm să vedem ce norme o să se impună pentru exploatare și noi intenționăm să folosim aceste spații cu destinația pentru care ele au fost construite, respectiv pentru apele minerale. Vin toate conductele de la cele 5 izvoare și se duc în clădirea, în depozitul, se duceau în depozitul unde aceste rezervoare funcționau și de acolo, pe același traseu, se întorceau gravitațional pe alte conducte apa. Cele 3 izvoare coborau aici la cele 3 butoane, iar celelalte 2 traversau la căminul acela și se duceau până jos, până unde ele erau distribuite. Tot acest sistem de exploatare a apelor minerale, care terapeutice, care în 2016 a expirat, SCP la Moldova a pierdut licența, trebuie refăcut și regândit. La momentul acesta noi am depus documentația pentru licența de exploatare, maxim la sfârșitul anului 2021 vom obține licența de exploatare pentru 25 de ani, lucru care ne va permite să regândim și să refacem sistemul de distribuire a apelor și foarte repede toate izvoarele de la Sânii Moldova vor fi puse la dispoziția turiștilor, gratuit, așa cum am promis, nu cu cartelă, cum se practică în alte zone și sperăm ca acest lucru să refacă atractivitatea localității noastre pentru turismul balnear și împreună cu gazul Mofetii, cu Mofeta și alte facilități pe care le oferă localitatea noastră să refacem volumul, numărul de turiști, gradul de ocupare al stațiunii să revină dacă nu se depășească ceea ce a fost cândva. Thank you.
După o perioadă de 5 ani de zile în care muncim pentru a aduce înapoi la primărie izvoarele și terenurile aferente, astăzi sunt în măsură să vă spun că deja culegem roadele muncii în acest sector. Aș vrea să transmit prin acest material filmat exact cum au evoluat lucrurile la izvoare. Chiar dacă unele materiale au mai fost filmate în trecut, acest material se dorește a fi un material complet care să aducă în fața dumneavoastră realitatea ultimilor 32 de ani, respectiv după 1989. Imediat după 1989, întreprinderea balneoclimatică, climaterică, care a funcționat în toată perioada dinainte de 89, a trecut prin mai multe schimbări, s-a privatizat, ocazie cu care aceste izvoare care erau în exploatarea întreprinderei balneoclimaterice și terenurile și construcțiile aferente erau la întreprinderea balneoclimaterică, acestea, odată cu privatizarea, aceste izvoare au trecut la societatea Perla Moldovei S.A., societate care a preluat toate activele și clădiri și terenuri și hoteluri și casino, casa de cultură a noastră și alte valori pe care, alte proprietăți, terenuri pe care IBC-ul le avea și a urmat după aceea vânzarea unora dintre ele. De fapt, astăzi întreprinderea balneoclimaterică, care după aceea s-a numit SCPR la Moldovei S.A., este în faliment. Dar să vorbim despre izvoare. Aceste izvoare au două componente. O componentă de resursă naturală, de izvor, care este conform legii proprietatea statului român și care se dă în explorare, respectiv exploatare, unor entități private sau de stat, și terenurile și clădirile aferente acestor izvoare. Dacă vorbim despre licența de exploatare a apelor minerale, până în anul 2016, mai exact luna mai 2016, această licență a fost la Perla Moldovei S.A. În mai 2016 s-a publicat în Monitor Oficial faptul că Perla Moldovei S.A. a pierdut licența de exploatare. Respectiv, eu când am venit în 24 iunie 2016, am găsit că această licență era solicitată de către Institutul Național de Balneologie. De fapt, noi am început munca de explorare a acestor izvoare imediat în 2016, după ce am ajuns primar. Am obținut în martie 2017, am făcut o înțelegere împreună cu Institutul Național de Medicină Fizică și Balneologie, cu Agenția Națională de Resurse Minerale și Primăria Stănii Moldova, că noi vom prelua licență pentru toate izvoarele de la Stănii Moldova, mai puțin izvorul 3, și în octombrie 2017 am obținut licența de explorare, care practic s-a închis în luna mai 2021. Respectiv, noi ne-am făcut datoria în această perioadă și zi de zi, lună de lună, am explorat aceste 9 izvoare și am reușit să le certificăm încă din 2019. În august 2019 am primit indicațiile terapeutice pentru aceste izvoare și astăzi suntem în situația în care avem pentru cele 9 izvoare toate condițiile îndeplinite pentru a obține licența de exploatare. Dacă vorbim despre terenurile și clădirile aferente, ne împărțim în două categorii. O categorie de terenuri și clădiri care au aparținut SC Perla Moldovei S.A. și au rămas la SC Perla Moldovei S.A., inclusiv aleea de lângă Păstrăvărie, aleea pe care noi circulăm astăzi, și alte terenuri care au fost executate silit de către SC Flora SRL. Respectiv, aceste terenuri care au fost preluate de la SC Flora SRL, într-un final, printr-un acord cu
administratorul SC Flora și lichidatorul de la societatea SC Flora. Aici vorbim despre majoritatea terenurilor și clădirilor, respectiv terenuri și clădirea de la izvorul 1 și izvorul 8, primele două butoane când intrăm la izvoare, acolo unde este și placa memorială, placa care scoate în evidență că aceste izvoare funcționează din 1801. Următoarele sunt cele trei butoane de la izvorul 1 bis 10 și izvorul 3 și clădirea aferentă. După aceea este casa de apă care se află sus pe aleea pe care noi ne plimbăm acolo deasupra acestor izvoare, care depozita, care practic are și astăzi instalațiile aferente, o să le vedeți în materialul filmat, și mai departe mofeta cu izvorul 3 și instalațiile aferente izvorului 3. De asemenea, mai este terenul de la izvorul 5, izvorul pentru ochi și clădirea aferentă izvorului 5. Mai este o bucată de teren, imediat, aproape de sonda 2, mai bine de jumătate din calea de acces, de la păstăvărie la sonda 2 și acel părculeț, aceea zonă verde dintre aleea de, care merge la sonda 2 și râul Slănic. Aceste terenuri și clădiri practic au fost construite și gândite ca și instalații aferente acestor izvoare și pentru că noi nu am reușit să preluăm mai repede aceste instalații, aceste clădiri, pentru că despre instalații putem spune că nu vor mai putea fi utilizate, având în vedere că sunt alte norme și sunt alte standarde astăzi de distribuire, de utilizare, dar de asemenea tehnologia față de anii 70 a evoluat foarte mult și astăzi putem să aducem o tehnologie mult mai simplă, care să nu înglobeze atâta instalație, dar și care să nu necesite o mentenanță foarte costisitoare, pentru că vorbim aici de bani. Aceste terenuri au fost adăugate, pe care le-am cumpărat acum, au fost adăugate la cele trei terenuri pe care le-am cumpărat la licitația din 2016, din octombrie 2016, când am cumpărat terenul aferent izvorului 300 de scări, izvorului sonda 2 și izvorului sonda 1. Da, sunt bucuros că astăzi, practic, noi, primăria, prin Consiliul Local, este pentru prima dată proprietarul acestor două componente, atât a clădirilor și instalațiilor aferente izvoarelor, cât și a licenței de explorare, respectiv exploatare. Deja s-a depus la Agenția Națională de Resurse Minerale documentația pentru obținerea licenței de exploatare și noi sperăm ca până la sfârșitul anului 2021 să avem licență de exploatare pe 20-25 de ani, lucru care ne va da o altă autoritate și ne va duce într-o zonă de planificare și de așezare a acestor resurse, de distribuirea lor, de certificarea lor, de îmbutelierea lor, într-un final, dacă acest lucru va fi necesar, în așa fel încât să revenim, măcar cum am fost, dar să și aducem un plus în acest sector. Deja mai avem încă trei izvoare pe care pornim licența de explorare. Este vorba de izvorul 3, care mai nou am convenit cu Institutul de Balneologie să îl explorăm tot noi, respectiv să-l exploatăm și gazul mofetic aferent. Izvorul de la Stroiu este un izvor de apă sărată foarte bun, care niciodată nu a fost certificat și din analizele pe care le-am făcut reiese că are o compoziție chimică foarte bună pentru tratamentul balnear și el curge la pârâu, după cum știți. Ne propunem să-l explorăm și să avem licența de exploatare pentru a-l oferi tratamentului balnear, și izvorul de la Ciunget.
Aceste lucruri odată întâmplate ne dă posibilitatea ca foarte curând să punem în funcție izvoarele acolo unde au fost, respectiv acele butoane care au fost construite la începutul anilor 70 să funcționeze în continuare și turistul care trece și vrea să-și ia apă să se ducă frumos sub acoperișul acela, să apese pe buton și să-i vină apa corespunzătoare izvorului respectiv. La momentul acesta toate cheltuielile aferente preluarea acestor izvoare au fost de la bugetul local. Noi am strâns acești bani, bănuți cu bănuți, cum se spune, ca un gospodar ce suntem, și am reușit, am avut banii necesari, 544.000 de ron, pentru a prelua aceste clădiri. Există oameni mai puțin bine intenționați, cu gânduri că de ce trebuia să cumpărăm aceste clădiri, că de ce a trebuit să facem această cheltuială, că uite, trebuie să facem acolo. Da, nevoile comunității sunt foarte mari și multe, dar localitatea noastră există datorită acestor izvoare și dacă noi nu dăm atenție acestor izvoare, atunci vom frâna dezvoltarea localității sau nu vom putea avea un plan de dezvoltare a localității așa cum ne dorim noi, administrația publică locală, și vom sta la mâna unui proprietar privat care foarte bine știți că el vrea să obțină profit, vrea să aibă niște avantaje. Noi vrem ca aceste izvoare și clădirile aferente și tot ansamblul de la intrare de la izvoare și până la ieșire să fie în administrarea primăriei, în proprietatea primăriei, pentru ca primăria să le renoveze, să le măture, să le întrețină, să le distribuie și să stabilească condițiile în care un agent economic beneficiază de aceste izvoare. Pentru că dacă vorbim de populație, ne-am propus de la început ca aceste izvoare să curgă liber, să fie gratuit, fiecare turist, cetățenii noștri să-și poată lua apa minerală, terapeutică, câtă vor ei și când vor ei, în așa fel încât să nu existe o condiționalitate. Dumnezeu ne-a înzestrat cu aceste resurse și nu vrem să condiționăm cum sunt alte stațiuni care, la care te duci și pui cardul ca să bei un pahar cu apă. Considerăm că nu este corect să se întâmple acest lucru, dar pentru că aceste izvoare necesită niște bani pentru întreținere, pentru funcționare, pentru explorare și exploatare, chiar și în perioada de exploatare trebuie să facem analize periodice și să facem dovada că nu se schimbă proprietățile chimice, atunci vom păstra acea taxă de la recepție, de acum este 3 lei, din care 1 leu și 50 de bani se duc pe izvoare și 1 leu și 50 de bani se duc pe promovare și înfrumusețare, parcul central și alte aspecte necesare, promovare în mass media, promovare, avem hărți, avem anumite materiale tipărite, ghiduri prin care turiștii noștri primesc informațiile și ne propunem să păstrăm această taxă și, bineînțeles, din taxa de parcare, care este dedicată pentru întreținere, pentru măturat parcările, pentru întreținut zona pietonală și pentru salubrizare. Sunt foarte multe. E o muncă imensă, zilnic, chiar și de 3 ori pe zi, să cureți coșurile de gunoi, să facem anumite lucrări acolo necesare, întreținere. Da? Din această cauză vreau să vă asigur că nu vom împovăra bugetul local cu aceste izvoare. Vom scrie proiecte, vom face foarte repede amenajări, dar acestea vor fi din resursele pe care noi le generăm la alte capitole. De asemenea, să vă spun că suntem pe un plan foarte bun privind stabilitatea apei. Am adus deja sticlele și vom porni un contract cu Institutul Național de Recuperare Fizică și Balneologie, prin care să facem dovada că
Noi ne propunem pentru 6 luni de zile, apa nu își schimbă proprietățile fiind îmbuteliat. Respectiv, vom avea posibilitatea să le oferim turiștilor noștri certificatul și dovada că pot să-și ia apă acasă atunci când pleacă de la tratament, dar suntem și pe un plan de a găsi un potențial partener care să îmbutelieze această apă și să o distribuie în farmacii, pentru că este o apă minerală terapeutică. Este doar un plan la momentul acesta, dar el pas cu pas va fi urmărit în așa fel încât să vedem cât de mult putem obține în acest sens. De asemenea, am agreat ca Societatea Națională a Apelor Minerale să exploreze 2 izvoare posibil a fi îmbuteliate ca apă alimentară, apă plată, apă minerală, așa cum sunt în magazine atâția producători de apă, și visul nostru este să găsiți în magazin apă plată, apă minerală Slănic Moldova, ca o dovadă a locului nostru minunat și a resurselor noastre care există în această zonă. Aș vrea să vă spun că suntem în discuții avansate cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, cu Institutul de Medicină și Recuperare Medicală din București, în RMFB, și cu alte entități pentru a cerceta apele, ale face cât mai valoroase și în documente, în scris. De asemenea, până la sfârșitul acestui an, vom avea și o carte despre Slănic Moldova, mai mult de 350 de pagini, unde veți găsi foarte multe informații, dar unde vom pune și ce a fost Slănic Moldova până acum, dar și ce este Slănic Moldova astăzi. Sper ca împreună să facem mai mult pentru această localitate, să o aducem acolo unde este locul, unde noi credem că are locul în balneologia românească, dar în special pe partea de stațiune de liniște, o stațiune, un colț de rai, unde să vii, să te liniștești și să pleci acasă mult mai sănătos și mai viguros. Vă dorim multă sănătate și vă așteptăm să veniți lângă noi, să ne susțineți și împreună să ne bucurăm, să construim și să ne bucurăm de această localitate.